Zunivers Podcasts. Eu mi-am făcut o listă cu simptomele pe care le-am găsit cel mai des la oamenii cu care am lucrat, da? Și sunt mii de oameni cu care am făcut consiliere profesională și reconversii de-a lungul timpului. Și luați pixul și foaia și dați cu check. Ești stresat în mod constant. Nu-ți place ziua de luni. Duminică seara e momentul ăla când te apucă vârtejul. Te simți subapreciat la muncă. Nu-ți prea place persoana cu care lucrezi, fie că e șeful direct, fie că e omul de lângă. Nu-ți place cine ești la muncă. Pur și simplu nu te identifici cu persoana aia. Nu vrei să ajungi ca managerul tău superior. No. Adică te uiți. Deci cam asta pare a fi traiectoria. Scary. Cam mare dobândă, nu știu ce să zic, știi? Și munca pe care o faci te descarcă. Și ăsta e un lucru pe care îl semnalez tot timpul. În momentul în care vrem să intrăm în această nouă etapă a vieții noastre, aceea de a munci ceea ce suntem, una din fricile des întâlnite e cea de judecată. Păi, dar ce o să zică lumea? Că eu fac schimbarea. Da. Și urmează cea de eșec. Ne e meta ultra frică să nu cumva să dăm cu bățul în baltă. Și de cele mai multe ori, frica de eșec, cel puțin la, din ce am observat la cei din generația mea, millennials, e cumva asociată cu identitatea. Pentru că atunci când eram mici, primeam atenție doar când o sfecleam. Ajungem să tragem așa un fel de concluzie, eu egal greșeală. Și atunci o să evit să greșesc, că de câte ori am greșit... Nu mai zici, apărut... mai ce cuvântul cu G, că mă ia... G. De câte ori am greșit, a apărut o repercursiune pe undeva. Aș vrea să mă întorc înapoi la frici, că am trecut prin cea de judecată, am trecut prin frica de greșeală. Și acum urmează o altă frică des întâlnită, una cu care și eu mă confrunt de vreo 2 ani în câteva procese. Frica de proces, efectiv. Adică drumul în sine. Trecem și prin ultima frică, doar ca să fim siguri că le-am bifat pe toate. Și aia pe care nimeni nu o bănuiește. Ia să văd. Ghicești? Dau o ciocolată. Mafalda. Nu știu, dar sigur eu le-am pe toate, adică nu... A, de, nu știu care e, dar o am. Sigur, stai liniște. Frica de succes. A, asta era prietena păi, noastră. Păi ce fac, men, dacă mă apuc... Și chiar am succes, bă, băieți. Luați-vă viziunea aia de viitor. E foarte important să știi încotro te duci, da? Care e direcția? Că și pe Waze, pui unde trebuie să ajungi, da? Dar apoi ia-le step by step. Abia acum, să zic, după 4 ani de muncă, în care primii 2, sigur, n-am câștigat nimic. În al 3-lea, să zic, am început așa un pic. Abia în al 4 an sunt constant, am niște venituri constante și din training și din creare de conținut. Și nu mai îmi pare rău că am făcut switch-ul ăsta. Dar după al 4-lea... Eu zic să începeți azi, am o cameră acolo, începeți azi, dragilor, oricare ar fi visul vostru, ascultați aici, gândiți-vă ce vă place și începeți de azi, nu știu cum, acum, cumva. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican, un podcast Zunivers. Te îmbrățișez! Bine ai venit la un nou episod Me, Myself and My Work, un podcast marca Zunivers. Sunt Andra Pintican și iar vorbim despre munca noastră cea de toate zilele. Am tot valsat așa prin muncă în episoadele anterioare, am povestit cu Mihai Morar despre rostul muncii, despre sensul în muncă. V-ați inspirat puțin și despre ce înseamnă leadership înainte să sărim dintr-un avion, în caz că n-ați văzut episodul Go Back. Și am discutat și despre cum să scoatem cel mai mare inamic al nostru din birouri, stresul. Am discutat cu un controlor de trafic aerian și am primit o grămadă de tips and tricks despre cum să ne gestionăm stresul la locul de muncă. Dar la un moment dat mă gândesc că ar fi cazul să nu mai gestionăm, ci pur și simplu să ne eliberăm. Așa că astăzi am invitat-o pe Eli Vorbește să povestim împreună despre când e momentul să pleci. Cum știi că a venit momentul să faci un pas... mai la stânga, mai la dreapta. Eli, mă bucur tare mult că ai venit alături de noi. Ce faci, cum ești și trebuie să ne povestești nițel despre ce faci tu în general. Nu că n-ar ști lumea deja, dar hai, doar ca să bifăm așa, știi, pe agenda. În primul rând, mulțumesc că m-ați primit în Zunivers. Exact. Pare așa că e un univers în care, uite, câți oameni au șansa să ne privească și îți mulțumesc mult că m-ai ales pentru acest subiect. Cu mare drag. E fix acel subiect despre care nu știm cum să o dăm în stânga, în dreapta, muncă, să ne și placă, să facem și bani,
Dar am avut o conștientizare, cred că prin primul an de facultate, că la muncă suntem cel mai mult din toată viața noastră, mi s-a părut așa. Ca să ajutăm cu cifre, undeva la 90.000 de ore. Nu, mai în zice toată că viața rău. Noastră. Chiar 110.000 de ore dacă cumva faci măcar 2-3 ore de suplimentar săptămânal. Asta așa, am fost curgent la mate, dar cu un calculator am știut să pun mâna. Așa, deci e o întrebare foarte bună pe care ne-ai pus-o. Până la urmă, ar fi și păcat, măcar să nu luptăm, să ajungem într-un domeniu ăla ideal în care să ne și placă ce facem, să ducem valoare și să ne și întreținem din asta. Și trăim din asta. Nebunie. Și acum ce faci? Hai să mai întâi să pornim de la momentul acum, că apoi o să vreau să intrăm așa prin istorie, să vedem cum a fost pentru tine procesul ăsta de extracție. Da. Eu sunt într-un punct în care depinde cine mă întreabă, eu am o altă meserie. Dacă ar fi să vorbim așa, uite, de Zooniverse, o să spun că sunt creator de conținut în Instagram, Facebook și LinkedIn. Cu TikTok-ul încă nu mă înțeleg. Creator de conținut despre implicare în comunitate și despre cum să faci bine, dar în același timp să fii și bine cu tine. Lovely. Dacă vorbim despre comunicare, că Eli vorbește, îmi place să zic că sunt trainer pentru oamenii care vor să-și găsească o voce în fața publicului și să-și mai calmeze fluturi în stomac. Aha. Și dacă vorbim cu companii, o să-ți povestesc despre CSR și despre cum companiile chiar pot să schimbe comunitatea cu acțiunile pe care le fac. Și așa aș zice că sunt trainer și creator de conținut și prezentator și ce e nevoie. Ceea ce e foarte complicat, pentru că înainte am fost programator. Și era ușor să mă bagi într-o cutie. Ce ești tu? Programator. Ce ești tu? HR. Ta-na-na, 96, viața e frumoasă. Și, ok, chiar e. Adică sunt oameni pentru care acest sistem funcționează excepțional. Adică nu vreau să începem acum să spunem toată lumea să-și dea demisia, toată lumea să devină influencer sau freelancer. Chiar sunt persoane pentru care stilul ăsta cu predictibilitate, cu linii trasate foarte clar, e fix ce au nevoie și funcționează foarte bine în felul ăsta. Dar se pare că mai sunt și oameni care they don't fit in. Exact, și mai ales pentru generația tânără, cuvântul corporație a căpătat eu așa un babau. Eu deja am avut chills up and down my spine, am auzit corporație. Eu vreau să fiu pe cont propriu. Da, dar vezi că atunci când noi eram de vârsta lor, deși urăsc toate comparațiile astea, dar o să intru într-un clișeu acum, visul nostru era să lucrăm într-o corporație, visul lor este să nu devină captivi printr-o corporație, așa că na, fiecare generație cu misiunea ei. Eu nu cred că aș fi putut acum să fiu pe cont propriu dacă n-aș fi trecut prin corporație, unde am învățat ce înseamnă să te încadrezi, de exemplu, într-un deadline pe banii altora. Adică să fac niște greșeli de genul ăsta, să simt că presiunea nu este toată pe mine, pentru că eu sunt un junior la început, ci e deasupra mea un manager și eventual, dacă am avut noroc să avem și un manager bun, să văd cum gestionează el stresul, cum negociază el cu clientul și iar partea asta de teamwork pe care poate din facultate nu o iei atât de bine. Nu că poate, sigur nu. Pentru că în orice domeniu, în IT nu e doar programatorul, e și ăla care testează, e și ăla care vorbește cu clientul, în orice, cred că și în HR, nu e doar la care îi dă interviu, știi? Exact. Sunt o groază de alte bucăți pe care după aceea eu am putut să le integrez în jobul ăsta de creator de conținut, care chiar devine un job regulă. Și încă cum. Bun, hai să facem până să ajungem că o să povestim și despre jobul ăsta, să ne întoarcem un pic la parcurs. Hai să vedem care au fost pentru tine semnele, simptomele, nu știu. Simptomele. Este un podcast despre sănătate, prieteni. Da? Sănătate la cabeza. Important. Care au fost simptomele? Că e momentul să plec. Of, simptomele au fost așa. În primul rând, o promovare. Evident. În domeniu. Pentru că mă uitam cum sunt cei seniorii, managerii, și mă uitam ce probleme au ei, ce interese au ei. Mi-ar plăcea să duc viața lor. Și îmi dăm seama, nu știu, îmi dăm seama că mergeam la o conferință la care înducea compania de IT, toți erau la Java 11, haideți să scriem mai bine cod. Și eram la scena de marketing. Mereu mă duceam, da, cum vinzi ceea ce programezi tu? Da, dar cum convingi oamenii să le pese de ceea ce faci tu? Eu tot timpul eram la chestia asta. Apoi a fost treaba cu energia, că eu de felul meu gesticulez, acum mă țin că sigur dau într-o lavalieră sau într-un pahar, spoiler alert, dar de legură sunt un om energic care se trezește tot timpul dimineața cu chef și seara când pune cap pe pernă e, ce tare că mai trec o zi. Mm-hmm. După care, în timp,
La început a fost ok, că eram curioasă cum e la un job. Eram dornică să am banii mei ca să scap de la părinți, de la zăcusca lui mama, cum ziceam. Dar treptat a fost mai mult de atât. Bine, eu seara când închid robinetul, butonul, ce las în urmă, mă trezeam, nu știu, că în conversațiile cu prietenii mei eram, da, și a apărut serialul ăla și oferta acum la un city break și cred că o să fie Black Friday în curând. Și zic, bă, da, chiar așa, m-a trimis mama la facultate să fac eu treabă doar pentru a avea discuțiile astea și am simțit așa că trebuie ceva mai mult și am început să mă caut, a, cum zici și tu. Mi s-a părut inițial că în română partea asta de sens sună parcă ciudat, nu? Cam altfel, creștinesc, purpose. Așa. Burr, minic. Așa, da. Sună un pic cam, nu știu, poate în zona bisericească, știi? Mm-hmm. Și zic că the purpose, the meaning. Și m-am gândit, bine, eu cred că am venit pe pământul ăsta cu un scop, hai să vedem care e. Nu e ușor. Și am început să citesc cărți, Viktor Frankl, Simon Sinek, Find Your Why, tot felul de lucruri. Și... ca să revin la semne, odată a fost pur și simplu că n-am energie, uh-huh. A doua că nu mă văd la următorul nivel, având comportamentul celorlalți oameni pe care îi aveam deja în jurul meu, și că eu nu mă mai regăsesc în ceea ce fac, că cred că sunt venită pe pământul ăsta cu alte skill-uri pe care eu nu le pun în evidență. Și nu știu să descriu fizic cum se simte asta înăuntru. Horror. Că... în față e o Eli și înăuntru e altă Eli și acolo e gen... Păi, ăsta e cam primul semnal că intrăm în burnout, când e indexul ăsta de dislocare între cine suntem noi pe dinăuntru și cine trebuie să ne prefacem că suntem la muncă în fiecare zi. Și mă bucur tare mult că spui lucrurile astea. Greu. Scopul podcastului ăsta este să-i ajute pe oameni să identifice ceea ce trăiesc. Pentru că de multe ori trăim în România și nu ne apucăm să împărtășim prea multe din cei prin noi că-i rușinică. Totul până la bani. Nici nu mai uităm, discutăm despre asta. Așa, și oamenii trăiesc chestii și un lucru pe care îl observ eu lucrând pe zona asta de consiliere profesională, HR, culturi organizaționale, e că oamenii au impresia că numai lor li se întâmplă și stau acolo rușinați în ceea ce trăiesc, deși nu înțeleg ce trăiesc. Și ăsta e scopul nostru în podcast. Mm. Păi hai să vorbim despre chestii care sunt prin noi. Și foarte normal să le scoatem afară, să ne uităm la ele și să înțelegem ce avem de făcut cu ele pe mai departe. Și ceea ce ai povestit tu mai adineauri îmi zice că nu vreau cumva să fac să pară fiecare e unic în felul lui, mm-hmm. doar că trăim cam aceleași lucruri și fiecare le simte altfel. Și uite, mi-am făcut o listă. Deci în momente diferite. Eu mi-am făcut o listă. Cu simptomele pe care le-am găsit cel mai des la oamenii cu care am lucrat, da? Și sunt mii de oameni cu care am făcut consiliere profesională și reconversii de-a lungul timpului. Și luați pixul și foaia și dați cu check. Yeah. Ești stresat în mod constant. Nu-ți place ziua de luni, duminică seara e momentul ăla când te apucă vârtejul. Te simți subapreciat la muncă. Nu-ți prea place persoana cu care lucrezi, fie că e șeful direct, fie că e omul de lângă. Nu-ți place cine ești la muncă. Pur și simplu nu te identifici cu persoana aia. Nu vrei să ajungi ca managerul tău superior, adică te uiți. Deci cam asta pare a fi traiectoria. Scary. Cam mare dobândă, nu știu ce să zic, știi? Și munca pe care o faci te descarcă. Și ăsta e un lucru pe care îl semnalez tot timpul. În momentul în care vrem să intrăm în această nouă etapă a vieții noastre, aceea de a munci ceea ce suntem, că ăsta e crezul meu, fiecare trebuie să muncească conform identității lui. Asta nu înseamnă că nu putem să muncim și împotriva identității noastre. O facem cu succes. Cam 70% din români, din ce sondaje am făcut până acum, habar n-au ce e la sens în muncă și nu se gândesc că ar putea munci pentru mai mult decât să plătească ratele. Doar că atunci când o faci, intri într-un proces de autodistrugere foarte fin, pe care nu prea îl observi, că îl maschezi în am ghinion. Mie mi se întâmplă toate. Da? Deci... simptomele tale par a fi foarte similare cu simptomele noastre ale tuturor. Deci, îmi pare rău că trebuie să treci prin asta. On the other hand, nu știu dacă vă încălzește cu ceva, dar toți simțim lucrurile astea. Adică, e foarte normal, nu-i nimic în neregulă cu tine, în faptul că te duci la muncă și pur și simplu simți că
nu e locul tău acolo și ajungi acasă mai obosit, oricum să zicem că ai pleca nu foarte energizat de la muncă, dar surpriză, ia să te văd, dacă te bag să stai în sală, să faci public speaking 10 ore, obosești? 20. Că și eu pot stau aici, nu știu, băieții, dacă vor stea cu noi atâta, la camerele astea. Că mă încarcă, da? Dar dacă mă duc într-o, nu știu, când mai am un meeting cu directoarea pe financiar de la școala de HR, mă, o oră și casc în continuu. Mă întreabă tot timpul, sunt plictisitoare? Nu, domnule, e ceva ce e împotriva naturii mele și mi-e foarte greu să stau concentrat aici, da? Bun, mă întorc la tine. Yes. Hai să vedem. Au apărut simptomele. Pam, of. Pam, pam, pam. Da. Care e primul blocaj? Care e primul impediment? Că ar fi simplu dacă... Wow, am simptomele, da, este momentul! Și acum miște păsărele. Naturele. Da. Cum ai parcurs procesul? Prima dată, uite, că te ascultam atunci și vedeam să văd dacă acolo în statistici, a apărut pe undeva ce o să zică lumea. Imediat că am una din frici. Acușile dezbatem. Ce o să zică lumea? Că eu am fost bună la mate, că de-aia am venit la automatică și calculatoare, că toți prietenii mei cu care am stat în cămin, iubitul meu, toți sunt programatori, wow. Că se câștigă bine în domeniu și toată lumea e fericită aici, că ce mă duc eu să fac fapte bune și comunicare într-o zonă în care nu știu nici o să mă întrețin, că m-am obișnuit cu un anumit stil de viață și atunci, na, nu știu. Cum fac la, da, mi-mi place complicat. Să merg cu taxiul, poate să-mi iau o haină nouă în fiecare lună, poate să merg într-o vacanță, știi, adică ce o să fac cu chestia asta și asta e primul impediment. Al doilea a fost despre un comfort boring, așa, dacă vrei să, autocunoaștere, dar foarte util. În momentul în care începi să spui întrebări despre tine, afli foarte multe lucruri și uneori poate să pare și asta scary, dacă nu ai curajul să mergi direct la terapie, să zicem, să te cauți pe acolo, să vezi niște lucruri. Sincer, pe mine m-au ajutat și testele alea de autocunoaștere de pe internet, gratis, pentru că stau și mă gândesc, apropo de consilier vocațional, dacă aș fi făcut asta în liceu, niște teste, bă, basic, sunt pur și simplu, nu știu, 100 de întrebări din alea cu îți place să citești instrucțiunea alambicate, îți iei energie de la lucru cu oamenii, îți place să stai singur, să-ți faci... Deci întrebări din astea, da, nu, de la 1 la 5, așa. Pentru că toate testele pe care le-am făcut eu pe la 25 de ani, când m-am prins eu ca așa, niciuna nu arăta o carieră în IT. Dar niciuna. Adică era mereu pe locul ultim, penultimul loc. Toate erau jurnalist, comunicare, prezentat, nimic. Și eram... Hai să... De ce am făcut eu asta abia dacă acum? Tot îmi ridici mingea la fileu, deraiem așa un pic discuția. De ce ai ales totuși o carieră în IT? Pentru siguranță. Inițial. Da, pentru siguranță, e clar. Eu nu sunt din București, sunt din Telorman, într-un oraș mic, știam că trebuie să vin la facultate. Ai plecat cu crezul. A, clar. Și sentimentul ăsta că gata, nu mai vreau să fiu pe banii părinților și mă și pricepeam, adică... Și you grab like orice vine la îndemână. Și nu era ca și când uram matematică, din contră, mie chiar mi-a plăcut. Și îmi plăcea siguranță, știi, control freak, dacă mă duceam la olimpiadă, la mate, și copiam prost de pe pagina pe alta și ziceam că, nu știu, 2 cu 2 fac 5. Știu, domn, știu. Dar mergeam și la română și veneam acasă și eram, Doamne, dar ce compune frumoasă, am scris eu despre păsărelele care zboară către văzduhul, care... Și eram ultima sau ceva, că ăla care a corectat n-a înțeles păsărelele mele. Și n-ai era... fost încurajată, da, exact. Și mai era și chestia asta, că tata și toată lumea din jurul meu spunea, uite, cutărică care e cu programator, își face vacanțele, revelioanele la Milano. Ia uite, cutărică, are casă în... Ai nu fost știu la Milano sau nu? Atâta vreau să știu. La Roma. Deci mai bagi o pisă pe IT, că trebuie să ajungi și la Milano, clar. Da, și era presiunea asta, aproape naturală, să spun, de nu ne întrebăm, bă, la mie ce-mi place. Cumva o iei de-a gata rețeta, dar deci își pun la mante, deci trebuie să faci programator, deci așa, dar nu regret. Adică acum că mă uit în spate, sunt momente în care, bă, dacă aș fi făcut o facultate de comunicare, cum ar fi fost, pe de altă parte, îmi dă niște skill-uri aparte, pe care dacă le privim dintr-o anumită postură, nu de victimă... Nu, este fix ce aveai nevoie ca să fii azi aici. Da, și ca să am poate niște diferențiatori pe care oamenii, poate care n-au făcut o facultate tehnică, nu le au. Dar în momentul că cei de victimă și de deci mie mi se întâmplă, toți am avut-o imediat după ce s-a întâmplat asta, dar ce mi-a trebuit mie? Da, poate ajunge și acolo. Cât timp am pierdut, unde mi-a fost capul, mama e vinovat. Dar nu, mi-a dat zona asta de IT, vine la pachet cu foarte mulți oameni care sunt obișnuiți să investească în dezvoltarea lor personală. Asta e foarte fain. Mulți oameni așa.
mi-a dat oportunitatea strict politehnica să fac voluntariat în niște ONG-uri care m-au dezvoltat super, super mult, să stau în regie, să am viața de cămin, adică a venit cu foarte multe chestii la pachet, de care nu-mi pare rău. Doar că există un moment în care îți dai seama că drumul ăsta ți-a împlinit niște nevoi, că a fost important, siguranță financiară, viață de facultate, eu știu, până că într-un punct în care am zis... Mic. Și trebuie să treci la... Dar dacă n-aș mai vorbi doar cu calculatorul, și chiar aș vorbi cu oameni, că asta îmi place să prin fac. Calculator, că tot content creatorul, știi, obiectul muncii. Exact. Bun, gata cu detour-ul. Eram curioasă că vorbim foarte mult la Me, Myself and My Work despre treaba asta, cum ajungem să ne alegem meserile. E foarte important să conștientizăm că suntem uneori victime ale circumstanțelor profesionale. Și cum ai zis tu, crezi că doar tu ești ăla care a făcut o facultate într-un domeniu și nu mai vrea să profeseze în ea? După care te duci și îți dai seama, mă, dar eu cum am ales facultate? Păi m-ați lase, că nu știam ce să aleg. Păi mama era avocată și așa. Păi, uite, mi-a zis mie că dacă mă duc la IT, mă duc în vacanță în Milano. Păi știi și ești... S-a făcut lista. Da. Și tu nu ești pe nicăieri pe lista aia. Toată lumea, mai puțin tu. Bun, deci clar treaba asta cu consilierea profesională, care e... Pompos. Da, la mine e soft spot-ul meu, adică visul meu este în 10 ani să revoluționez modul în care se face consiliere profesională în școli și în licee. Și înțeleg maxim nevoia. Hai înapoi la povestea ta. Eu o țin, eu-s capitolul, domnule. Mi-ai dat Andra, despre asta vorbește azi. Te întorc de te zăpăcesc. Asta e bine ca moderator, că nu te pierzi în... Da. I'm practicing. Yes. Hai să ne gândim un pic la blocare. Că, ok, mie mi se pare așa, că primul pas în proces este să conștientizezi ce ți se întâmplă. Bă, nu-i vorba că-s defect, că nu sunt un bun contabil, că nu sunt un bun HR. Întrebarea e, sunt unde trebuie? Fac da, ceea ce eram gând. Menit să fac. Da, prima întrebare e că eu-s varză în beci și ceilalți sunt excepțional. Eu programez în 2 ore, da, bine, două zile. Ia uite-mă. Fars. Deci primul punct, ca să încercăm cumva, știi, să structurăm pentru cei care ne ascultă. Primul punct este această conștientizare. Sunt unde trebuie, fac ce trebuie. Cum îmi doream eu să-mi trăiesc viața versus cum o trăiesc acum? Și sfatul meu tot timpul, du-te înapoi la copilărie. Du-te la momentele alea când aveai 7, 8, 9, 10 ani și spuneai natural, când o să fiu mare, o să mă fac acum, clar, eu vroiam să mă fac telecomandă când eram mică. Dar să vedem argumentul din spate, pentru că poate să schimbe ceva repede. Ce fac azi? Metaforic. Change the world for a living. Adică a fost dorința mea de mică să produc schimbare, înțelegi? Deci ne uităm un pic la ce spun copiii. O prostie, aparent. Aparent, la vremea respectivă nu știau părinții să stea să ne dezvolte capacitățile, să ne lase să ne manifestăm. Ne cam dădeau la geale și trebuia să închidem butoanele rapid. Dar încearcă tu să faci procesul acum, du-te înapoi și întreabă-te, bă, ce-mi doream eu? Cum îmi doream să trăiesc? Deci nu te concentra foarte mult pe acțiune, cât pe simțire. Bă, dacă viața mea ar fi ideală de mâine, nu știu, anulez toate supărările pământului, m-aș simți în fiecare zi puncte. Și apoi încep procesul. Care e următorul pas? Deci asta e conștientizare. Apoi, natural, do not freak out, apare frica. Oho. Frica, draga de ea, care nu e chiar așa mare inamic pe cât avem tendința să credem. Asta o spui după ce treci. Da, când ești acolo, toate podcasturile se da, când ești acolo, asculți Me, Myself and My Work și ești super susținut în proces. Da, da, da. Hai să... simplu pentru tine acum. Aș vrea să defalcăm procesurile astea de frică. Să vedem câte tipuri de frici sunt. Că sunt mai multe tipuri. Aolo. Da. Și uite, chiar pe măsură ce eu le povestesc, aș vrea să vezi dacă le identifici, dacă le-ai avut sau nu. Una deja ai spus-o, cea de judecată. Și uite, chiar putem să începem cu ea, da? Una din fricile des întâlnite e cea de judecată. Păi, dar ce o să zică lumea? Că eu fac schimbarea. Ce o să zică mama? Că mi-a plătit o școală și acum eu îmi bat joc de munca ei. Și aici mi se pare extrem de important să subliniem prin ce trec unii copii. Am avut așa un moment de... Mă gândesc dacă e un exemplu... Dar cred că e important să dăm exemplele alea dureroase. Eu fac consiliere vocațională cu copii și am
liceeni cu tendințe suicidale, pentru că nu se simt știu înțelegi. Cum să le spună părinților că ei nu vor medicină. Sau, I don't know, se facă nu că doctor. Nu vor, nu-și doresc nici măcar 1%. Deci n-au din nimic, da? Și e frica asta, ce o să zică mama? Și ok, la un licean înțelegem de ce e greu de dus, pentru că ești la mama acasă și imediat asta îți arată știi. Ușa, da. Dar o întâlnesc și la studenți și o întâlnesc și la adulți de 40 de ani. Cum adică să fac eu acum reconvers? Ce o să zică lumea? Ce o să zică colegii mei cum m-a apucat? Ce m-a apucat ce pe mine la 40 de ani? Dar ce-mi trebuie? Wow! Că de parcă te oprești o dată din crescut. Deci frica asta de judecată cam ne moaie genunchii și o văd a fi blocker foarte mult. Și atunci... Tu ai simțit-o, spuneai, nu? Dar nu mai vreau să fac nimic. Aha. Ce mă puc eu să fac ceva? Cu toate astea, ce m-a scos din partea asta de frică a fost să încep să fac un pas cât de mic. Țin minte că am fost la o adunare de freelanceri într-o comunitate și ce mi-am luat atunci de acolo este să nu îmi dau demisia din frustrare. Amin. Mai zi o dată. Să nu-mi dau demisia din frustrare. Amen. Pentru că ești la un după cam eu și picior, la un trebuie mie 21 de zile de preaviz. Din ce te treții? E, acum, vom vedea. O să... menirea. Și m-a ajutat super mult asta atunci. Cred că s-a întâmplat cu un an înainte până actually să fac pasul, pentru că am început să mă duc și să mă interesez despre ce înseamnă dacă îți place să vorbești. Ce îți place, poți să faci? Ce poți să faci dacă îți place să vorbești? Ce adică, meserie există ce când meserie faci ce îți place ție? Da? Bun. Și începuse atunci să fie perioada de vlogging. Acum 4 ani era o perioadă în care toată lumea își făcea vlog despre orice, despre traveling, despre beauty, despre dat cu bormașine, despre tot ce se putea. Până la urmă am zis, dacă toată lumea face despre asta, fac și despre voluntariat. Dar de ce să nu fac? That's what I like. Și un an de zile m-am dus la toate cursurile posibile, după muncă, în weekend-uri, fiecare ban pe care puneam deoparte era pentru asta. Învățam să editez gratuit de pe YouTube. Orice chestie, timp în care n-am făcut niciun ban, dar să zic că aveam banii din partea cealaltă. Eu și acum când povestesc cu oamenilor despre acest traseu de un an în care aveam această viață dublă și toți banii pe care îi aveam, investeam în lumini, în lavaliere și așa mai departe, acolo nu mai îi place la toată lumea, știi? Dar rețeta aia de easy way out, n-avem și nici n-avem încă nu un ne an după. Nimeni. Nu mai am avut niciun an după în care la fel... am făcut până la urmă trecerea, în momentul respectiv am angajat într-un ONG, pentru că era despre fapte bune și am aflat că ONG-știi, cu ONG-urile trebuie să aibă și salarii. Da, non-profit nu înseamnă non-venit. Da, când vă faci voluntariat zilnic. Și am făcut trecerea asta, m-am gândit că dacă eu fac despre voluntariat, hai să vedem să iau la fel modalitățile prin care mie îmi place să fac, da, deci vorbesc, am un vlog, îmi place domeniul de voluntariat, dar hai să vedem cum pot să fac și bani din asta. Și prima idee care mi-a venit a fost, hai să testez pe asta cu angajat într-un ONG. Și a fost ok pentru un an, timp în care mi-am dat seama, tot așa, pentru că intrasem în procesul ăla de autocunoaștere și ce e important pentru mine, mi-am dat seama că eu nu pot doar pentru o cauză. Adică eu în stilul meu, în felul meu de a fi, nu cred că pot să pun mai mare sau egal între un copil, un bătrân, un copac, un cățel. Pentru fiecare rezonează cu ceva din trecutul tău, din copilăria ta. Nu intrăm acum în discuții. Și atunci am zis, ok, eu nu pot să fac asta pentru o singură cauză, atunci o să merg pe cont propriu. După care a fost iarăși, sunt bine acum cu mine, sunt în partea de purpose, da. Chiar deci, aveam super stop. Ia, testat. Pe drum testăm foarte mult. Tot. Și pivotăm. Tot. Cu gândul ăsta, că nu știu dacă o să iasă, dar eu mă duc. Și orice oportunitate mi se arăta, orice oportunitate, eu mă duceam. Am întrucât, am avut o emisiune la radio. Ei, nu vrei să faci tu emisiune la radio? Da, bine, hai. Cum să nu? Cum? A, căștile astea cu butonul, de ce să pornește muzica? Aoleu, am vorbit pe... Da, deci toate lucrurile pe care am testing, putut să... Testing. Da. După care tot eu mi-am dat seama că nu pot să stau 100% în mediul ONG pentru că nu am pipota de așa ceva. Și dacă o să ajung să fac asta, o să fac 4-5 ani, o să leșin data viitoare când văd un copil fără păr în spital și s-a terminat povestea. Și atunci, ok, am zis, eu vreau să ajut, dar nu din postura la firul ierbii. Eu pot să vorbesc, pot să învăț oamenii să-și spună povestea prin storytelling, să nu mai fie asociația își propune. Nu. Da. Povestea ta despre lucrul ăla și în paralel am descoperit că mă energizează când întâlnesc oameni ca tine care au un vis
să schimbe ceva, dar poate nu neapărat la nivelul ăsta de ONG, ci, uite, să schimbe felul în care vedem munca, felul în care, nu știu, înțelegem avocatura. Știu, oameni care încearcă să traducă din română în română. Oameni care, nu știu, educă oamenii într-o altă direcție, spre mâncat sănătos, adică sunt atâția oameni cu vise mișto. Și atunci am înțeles, bine, deci eu o să rămân și cu partea de fapte bune, dar nu full pentru că nu am pipotat de așa ceva și o să vorbesc și cu oameni care au vise pentru că asta mă inspiră pe mine să-mi continui visul meu și să șeruim cu toții toate fricile noastre. Și cum a fost când te-a judecat lumea? Ai leșinat? Ai murit? Bă, nu a fost așa rău. N-a fost, a? N-a fost deloc așa rău. Așa. Deci în capul tău e fii atent, fii atent. Mamă, cum postez tot se uită la mine și la magazin. Uite casierița, sigur știe că mi-am dat demisia. Și oamenii n-au atâta timp. Da? Chiar n-au atâta cred timp. Cred că au și viețile deloc. Lor, mă gândesc, deloc. Nu știu, îmi imaginez. Dar cumva tot nu mă învăț. Adică am trecut de bariera asta, după aia am început să am colaborări, de exemplu, pe Instagram cu branduri și m-am gândit, fii atent ce o să zică lumea. Eli, te-ai vândut, fii tu. Păi, din contră, oamenii au fost de drăguți, de deschiși, bravo Eli, uite ce bine că oamenii au observat că tu chiar faci conținut de calitate. Da. Probabil să fii zis 1-2. Deci și tu... Dar, ca și mine și toți ceilalți suferă de scenarită. Mamă, dar e cu, nu știu, cu reacții fizice. Evident. Adică te doare stomacul, nu mai dormi noaptea, te blochezi pur și simplu, știi? Mm-hmm. Și acum am în telefon, în notes, poate 10 postări pregătite pe care vreau să le postez și mă întreb... Ce o să zică lumea dacă eu postez despre bani? Provocare. În ziua în care apare podcastul ăsta, trebuie să postez și una din postările alea care stau la naftalină. Ai ceva timp, că îl postăm în vreo 2 săptămâni, deci ești... Hai, build it up! Hai să vedem dacă mai e și altă frică în spate la postările alea care stau la naftalină. Uite, deci am trecut de cea de judecată și urmează cea de eșec. Ne e meta ultra frică să nu cumva să dăm cu bățul în baltă. Și de cele mai multe ori, frica de eșec, cel puțin la... din ce am observat la cei din generația mea, millennials, e cumva asociată cu identitatea. Pentru că atunci când eram mici, primeam atenție doar când o sfecleam. Ajungem să tragem așa un fel de concluzie, eu egal greșeală. Și atunci o să evit să greșesc, că de câte ori am greșit... Nu mai, apărut... mai ce cuvântul cu G, că mă ia... G. De câte ori am greșit, a apărut o repercursiune pe undeva, dă-i cu apă, dă-i cu apă. Și ne gândim că, mamă, greșeala asta e nasoală, rău, adică rău. Doamna Baubau. Și cine știe ce ne face? În ceea ce mă privește, cred că asta a fost binecuvântarea mea. Mie nu mi-e deloc frică de greșeală. Eu mă duc cu capul înainte și învăț foarte mult. Adică... ce cred că m-a salvat pe mine în foarte multe situații a fost faptul că în loc de greșeală eu am văzut cumva oportunitate de test, de învățare. N-am boala perfecțiunii, nu trebuie să fie perfect. Ești cu omul la care zice, nu-mi place să mănânc dulciuri. Așa și tu cum? Dar îmi place! Nu vă înțeleg. Cum adică să n-ai boala perfecțiunii, Andra? Stai, liniștită, că le-am cum altele. Adică? Servitorul națiunii, adică se nu poate. Pot să fiu iubită dacă nu servesc. Stai liniște, dragă, suma... Fiecare cu trauma lui, acum nu suma bubelor din cap e tot timpul constantă la toată lumea. Don't stress out! Ideea de bază e că, cel puțin, eu asta am încercat să fac cu oamenii din jur și chiar și când eram HR în organizație, să construim organizații în care greșeala să nu fie, să nu vină la pachet cu pedeapsă capital. Cum a fost la tine? Pentru mine greșeală... Ce-ar fi însemnat? Care ar fi fost rezultatul ăla care ar fi spus că ai greșit, că ți-ai dat demisia? Dar a fost moment în care am crezut că nu se întâmple. Awesome! Avem un exemplu! Pentru că comparație. Că comparație. La mine asta e, cu greșeală. Ce înseamnă de fapt greșeală? Că tu vrei să ajungi cu proiectul în punctul X, care punctul X e stabilit în funcție de ce mai face Y și Z în același domeniu, știi? Okay. Și atunci, în vlogging, în partea asta de creare de conținut unor, ce contează super mult? Cifrele. Și când vorbești despre o vacanță, că toată lumea vrea în vacanță, evident, cifrele vor fi mai mari. Când, nu știu, facem un challenge în care dăm cu apa asta pe nas, de râs, evident că o să fac mai multe vizualizări, pentru că cu toții, când suntem obosiți, ne uităm la documentare cu balene, ne uităm la oameni care dau apa pe nas. Da. Și eu comparam mere cu bere, adică mereu mă gândeam,
Am muncit o săptămână la episodul ăsta și am făcut 300 de vizualizări. Românii ăștia sunt super superficiali. Da, ea nu se schimbă nimic în țara asta, pentru că, ia uite, eu încerc aici să vă învăț cum să donați sânge. Deci intrasem din nou în postura aia de... După care treceam de la asta superioară la cea mai inferioară. Păi nu, uite-te la mine. Deci nu sunt vreo frumoasă, da? Deci da. Nici măcar n-am facultate în domeniu și încercam toate minusurile. Deci sigur altcineva e mai deștept că e cât mine. Sigur, nu e acum momentul, sigur. Și da, într-un timp am crezut că nu o să se întâmple, până când, asta e, am avut un mentor care mi-a spus lucrul ăsta, gândirea de creștere nu este oamenii sunt atât de superficiali încât nu apreciază munca mea, ci încă nu am descoperit eu momentul, mesajul, lungimea mesajului, cuvintele necesare, astfel încât să le spun ce problemă le rezolv. Da. Că dacă nu își dau seama... Adică să le vorbim pe limba lor. Exact. Și a fost momentul ăsta de sunt în total eșec. Apoi a fost partea financiară, că deja se făceau 2 ani în care eu băgasem bani în aparatură, în cursuri, în timpul meu liber să învăț chestii și nu se întâmpla nimica. Again, vedeam fete care, eu știu, după 2 luni de make-up, deja aveau colaborare cu zi tu ce brand rimel vrei. Și eu ce fac? Deci toate comparațiile astea, după care se iarăși, pau, da, după care iar mi-am dat seama că cifrele sunt importante pentru nișa ta. Tu degeaba ai 1 milion de urmăriri, nu, 1 milion de vizualizări pe TikTok, acum mi se pare că asta este trendul. Mama, am făcut un viral. Da, da, da. Am alunecat pe coajă de banană și am făcut 1 milion de vizualizări. Dacă tu nu vinzi coajă de banană, da, sau ceva cu banane, n-are nici poate să te lauzi la o masă din familie, să zici, bă, uite-l mă pe ăsta. Dar mai mult de atâta nu. Și atunci eu mereu zic așa în cercurile mele, că eu am, nu știu, 10.000 de urmăritori pe Instagram, eu sunt Shelly în domeniul meu, de fapt, bune. Eu sunt bună pe ceea ce fac și eu știu că atunci când postez un lucru, hai băieți să donăm sau hai băieți să plantăm un copac, eu știu că oamenii sunt deschiși spre genul ăsta de subiecte. Și contează super mult să fii bun pe nișa ta. Vinzi mâncare de animale, bine. Să ai din aia 10.000 oameni care chiar au animale. Că dacă nu sunt acolo decât... Tot să zici, ia uite lăbuța asta. Da, te ajută foarte mult. Dar ce vorbești, bă, de căție aia? Nu vezi câți copii mor? Da. Nu e publicul tău. Așa, bun. Deci atunci, ai trecut... te-ai conectat foarte mult la realitate ca să treci peste ideea asta de I failed. Da, cumva, asta e o chestie pe care am învățat și terapeuta mea, am scris fiecare gând, așa cum i-a venit, mamă, uneori că te mir, ești cea mai proastă din lume, efectiv așa era gândul și l-am scris. Nu o să crești niciodată, tu ai cele mai mici cifre din lume, cele mai mici cifre din lume, nu o să așa. Și la fiecare am zis, ok, asta e partea emoțională, asta e ce ți-a venit ție acum. Hai să vedem și raționalul, ce zici? Ce putem să-i spunem? Ai cele mai mici cifre din lume. Bă, nu e chiar așa, ia uite-te, cu tare cât trecut. Nu o să te întreții niciodată din asta. Nu e chiar așa, ia uite ce se poate întâmpla dacă X, Y, Z. Și treptat așa, la fiecare gând emoțional, i-am dat și o turnură un pic mai rațională și s-au înțeles ele acolo, inima cu creierul, au făcut ele așa o melanj. Se întâmplă chestia. Da, și încă și acum aveam momente poate în care mă gândesc că nu mi era mă bine la IT. Okay, ia mă, de ce joburi mai sunt pe platforme? Da, mai da, angajează da, ăștia? Nu mai sigur. Dar în același timp, abia acum, să zic, după 4 ani de muncă, în care primii 2 sigur n-am câștigat nimic, în al 3-lea, să zic, am început așa un pic, abia în al 4-lea sunt constant, am niște venituri constante și din training și din creare de conținut și nu mai îmi pare rău că am făcut switch-ul ăsta. Dar după al 4-lea... Asta mi se pare foarte valoros, da. Mi se pare super valoros să ne uităm un pic și la proces. Mi-aduc aminte de un candidat de-al meu care era fotbalist, a venit la mine, avea 27 de ani, cred. Și nu mai fusese plătit de clubul lui de vreo 6 luni de zile. Uf. Și zicea, bă, îmi dau seama că nu, adică până când o să-mi vârți mingea, că acum șale de alea nu mai merge, ajută-mă să-mi găsesc un job. Zic, bine, dar ce știi să faci? Să-mi vârți mingea. Zic, ok, cred că mai avem mult? O problemă, da. Și mă rog, a urmat un proces de aproape 4 ani și jumătate de reconversie profesională. 4 ani. 4 ani și jumătate. Când auzi, ești iarăși, da, ești iarăși, da. Dar vezi, depinde unde te uiți, pentru că, cel puțin cum recomand eu oamenilor, nu vă... Luați-vă viziunea aia de viitor. E foarte important să știi încotro te duci, da? Care e direcția? Și pe Waze, pui unde trebuie să ajungi, da? Dar apoi ia-le step by step, bucățică cu bucățică. Spre exemplu, la el primul pas a fost să se angajeze într-un call center, că era cel mai comun, și să câștige experiență cu care să intre junior în IT. Și să treacă așa... peste ce să zică lumea, exact, tu mare fotbalist, mai ales stai că sunt antrenor și îți dai seama, în familie, mare dezamăgire, cum nu vrei să fii un fotbalist care moare de foame, ce e asta, de... care e? Anyways, mă uit așa la lucruri și...
Nu vreau nici să-i speriem pe oameni că holy moly, cât durează. Sunt și reconversii care se pot întâmpla în, am clienți care chiar într-un an de zile full în alt domeniu, pe salariu ca lumea și foarte ok, adică n-a fost așa un cutremur masiv, dar sunt și reconversii în care lucrurile merg mai așa șontâc-șontâc sau pas cu pas, să spun. Și cred că e foarte important ca oamenii să-și asume lucrurile astea. Exact ce spuneai și tu, mi-aduc aminte când am început eu să scriu pe LinkedIn, că eu acolo îmi fac veacul. Și aveam, ce e la like? Nu exista. Adică vorbeam despre ceva despre care nimeni nu voia să vorbească. Vorbeam despre elefanții din biroul pe care ne făceam cu toții că nu-i vedem, știi? Și acum foarte multă lume îmi scrie, mamă, ce mișto, ce bulan ai avut, ce da. Nu, boss? Da, da, da. Doi ani de zile am avut sigur. Part-time, neplătit, ca și content creator. Făceam 4, 5, 6 articole pe zi, trimiteam newslettere, dădeam consultanță gratuită. Am mii de oameni la care am dat consultanță de carieră gratuită. Experiența o aveam cumva, era mai mult încercarea mea de a înțelege care e nevoia comună. Pentru că știi, când vorbim despre muncă cu sens, că ăsta e subiectul meu de suflet, foarte realist, dacă ne ducem pe etapele de dezvoltare umană, trebuie să treci prin niște chestii ca să poți să ajungi în punctul în care să vorbești despre muncă cu sens. Și nu e chestiune să fii demn, ci să-ți permită mediul în care trăiești să te focusezi pe așa ceva. Și asta e unul din motivul pentru care mai multă lume preferă paharul cu apă pe nas sau vacanța, pentru că încă n-a ajuns în punctul în care mediul să-i permită discuțiile alea profunde cu sine în interior. Și atunci, eu nu mi-am dorit să mă adresez doar celor, nu știu, zic calculele, că doar 4% din populația planetei ajunge să-și descopere sensul în viață. Adică, dacă ar fi să ne luăm după studii, dacă ne-ar asculta, nu știu câți oameni, doar 4% din ei ar înțelege conversația asta despre muncă cu sens. Restul ar zice, ce, Doamne iartă-mă, mai vor și fetele astea, ia mai dă-le în Doamne iartă-mă, atâta, sunt o nebunie tineretul ăsta. Dar eu mi-am dorit să găsesc limbajul prin care să comunic tuturor despre faptul că această muncă cu sens există. Doar să le dau și celor care nu s-au acum pregătit să vorbească despre ea un orizont de timp. Bă, uite, poate ar fi bine să știi că la un moment dat în viața ta o să-ți pese și de asta. Și atunci ascultă până la capăt acest podcast. Și atunci ascultă. Exact, așa. Mi-a zis să zic asta. Da, I'm paying her a lot. Și aș vrea să mă întorc înapoi la frici, că am trecut prin cea de judecată, am trecut prin frica de greșeală. Și acum urmează o altă frică des întâlnită, una cu care și eu mă confrunt de vreo 2 ani în câteva procese. Frica de proces, efectiv. Adică drumul și în sine. Și cuvântul în sine, parcă. Da, frică. Stai, adică, exact ce povesteam aici. 4 ani? Eu sunt aici, vreau aici, dar 4 ani? Are you fucking kidding me? Și e o stare de aia, păi, dar cum o să trec eu prin treaba asta? Da. Și uneori eu zic că, bă, nu-i rău să fii nebun. Că dacă aș fi știut acum 2 ani și ceva, când mi-am făcut eu primul meu plan de carieră, cu unde o să fiu în 5 ani, deși eu asta făceam altora, știi, dar cizmarul fără cizmă. Mai ușor, da. Și am zis, în 5 ani o să fiu cel mai tare people advocate din România și o să învăț toate generațiile, de la mic la mare, că munca poate fi mișto. Și dacă o facem așa, cum trebuie, da. Adică, obiectiv. Da. Și cred că dacă aș fi știut ce presupune procesul ăsta, cât hate să-ți iei de la o grămadă de oameni care nu vor să înțeleagă faptul că nu mai merge sclavagismul, câți clienți pierduți pentru faptul că nu-s de acord cu o concediere abuzivă. Deci dacă aș fi știut, probabil m-aș fi întors în cutiuța mea de HR manager și eram la căldurică, știi? Deci uneori zic eu că nu strică să fii un pic sărit, știi? Și să te arunci, hai, vedem noi ce-o ieși pe parcurs. Deci frica de proces pare a fi una destul de pregnantă. La tine cum fu?
Eu mă gândeam în timp ce eu te auzeam, ce-or gândi oamenii care ascultă acum și se gândesc, mama, au început acum 4 ani, da, bravo lor că au început 4 ani, acum e prea târziu. A, da, eu nu mai pot, la, nu, asta e prea târziu, că vârstă, că da. Domeniu, că și eu zic să începeți azi, am o cameră acolo, începeți azi, dragilor, oricare ar fi visul vostru, ascultați aici, gândiți-vă ce vă place și începeți de azi, nu știu cum, acum, cumva, pentru că mă uit, cum ai spus și tu, acum 4 ani, cred că nici LinkedIn nu prea era pe vârf, adică era doar locul în care duceai să cauți un job și treptat s-a mai social mediazat, așa? Da. La fel pot să zic cu subiectul voluntariat, acum subiectul voluntariat, acum 4 ani, înainte de pandemie și de război, eu cred că erau mai puțini oameni interesați de domeniul ăsta. Da. Și în același timp... Mai uitau ciudat la tine, cum ai muncești moca, ce-i cu capul. Și la fel în partea de companii, văd cele care au mama în altă țară, unde deja să ai departament de CSR este must super have. Super normal, da. Vine treptat aici. Deja, nu știu, HR-ii apreciază copiii tineri care vin și au pe lângă facultate și experiență în voluntariat. Da. Și mă bucur că am început acum 4 ani, când nu era atât de cool. Corect. Și încă nu e suficient de cool. Și timpul iarăși, adică vârsta, nu timpul, deși în România o să vorbim despre elefanții din cameră, există o discriminare masivă 40+, deci înainte era 45, acum e 40, deja zici că ne pică mâinile sau capul dacă înaintăm în vârstă. Cu toate astea, eu am oameni care chiar și la 50 și au făcut reconversii profesionale, adică niciodată nu e prea târziu. Încerc să evit clișeele, dar nu reușesc. Chiar nu e. Adică dacă ai un plan ca lumea și atenție, te înconjori de oamenii potriviți, it might happen. Dar stați cu noi până la final că am o grămadă de tips and tricks despre cum să te apuci de treabă pe bune. Trecem și prin ultima frică, doar ca să fim siguri că le-am bifat pe toate. Și aia pe care nimeni nu o bănuiește. Ia să văd. Ghicești? Dau o ciocolată. Mafalda. Nu știu, dar sigur eu le-am pe toate, adică nu... A, deci, nu știu care pot... e, dar o am, sigur, 100%. Frica de succes. A, asta era prietena păi, noastră. Păi ce fac, men, dacă mă apuc? Și chiar am succes, bă, băiatul. Și dacă îmi dau seama că tot ce mi-a zis mama, tata, vecina de la 2, profa de chimie, a fost ceva ce n-a avut nicio valoare, dar eu am ales să dau valoare. Și dacă toată viața puterea a fost la mine și eu am ales să fac nimic cu ea, și oare dacă vine momentul ăla, eu cine sunt? Și nu să mă mai chinui? Și chiar o să fie recunoscută munca mea? Și o să și câștig și o să-mi și placă? I don't want to subscribe to that. Sună universul vostru. Adică să trăiești? Da, complicat. Nu e doar despre supraviețuire? De ce? Cum adică? Este incredibil. Deci, și știi cum mi-am dat, mă rog, la mine lucrurile se întâmplă așa, practică foarte multă, lucrez cu oamenii, observ niște pattern-uri și apoi mă apuc și caut să citesc despre asta. Deci nu e ca și cum am inventat eu treaba asta, dar mi se părea foarte ciudat că plecau oamenii de la mine cu planuri de carieră bombă atomică, adică infaibile. N-aveai cum. Și... Na, iei pulsul după 3 luni, ce faci, cum ești, cum merge, ce se întâmplă. M-am autosabotat. Da, asta era cuvântul că mi-ai zis frică de succes, era pac, pac. Ce? Da. Și îmi dădeam seama și observam că era deja prea multă lume, indiferent de vârstă, indiferent de mediu, treaba asta se întâmpla. Și vedeam firul roșu în procesul ăsta de... Mi-e frică, ceva din mine mă oprește să fac X, pentru că mi-e foarte teamă că în momentul ăla s-ar putea să. Și asta are foarte mult de-a face cu ce am învățat noi despre succes, pentru că de cele mai multe ori avem niște ecuații matematice în cap. Nu știu, am văzut, și o să vă dau așa niște exemple de pe la auzite, adică exemple reale. O mătușă de-a mea și-a făcut mare business când eram eu copil și după ce au lansat și le-a fost bine, soțul a părăsit-o. Deci ecuația matematică, atunci când ai succes, n-ai iubire. Sau, da. Sau, nu știu, cineva de super succes, l-am văzut, muncește non-stop, nu doarme, n-are timp de familie, deci dacă am succes, n-am de aia la altă. Și intervine această luptă internă între diferite părți din tine. Una vrea, una hâis și una cea.
Și asta da. Dacă-s două, dar de obicei sunt mult mai multe și trebuie să faci un întreg board of advisors să te sfătuiești cu tot ce-i prin tine ca să vezi dacă te apuci de treabă sau nu. Și aș vrea să clarificăm ideea asta de autosabotare. Nu e autosabotare, este o dovadă de iubire internă, doar că subconștientul nostru, mama lui, n-a fost la școala de bune maniere și n-a învățat să ne scrie o dragă Andra. Mi-e teamă că dacă o să devii cel mai tare people advocate din România, X, Y, Z might happen. Nu. Da. Îți pune o piedică. Nu reușești să vorbești singură la o cameră. Și zici, ce mama măsi, că vorbesc în sală cu 200 de oameni, manageri, CEO, n-am treabă, dar camera asta de ce-i spărată pe mine, știi? Și cred că frica asta de succes ar trebui demontată. Dintre toate, pe ea cea mai spărată. Pentru că ce de-aia muncirăm ca să ajungem exact, la succes. Exact, să ne bucurăm de ce-i acolo. Plus, un alt lucru de care cred că avem foarte mare nevoie este să ne definim noi succesul. Bă, ce-i succes pentru tine? Adică, și chiar mă altă uit. Altă întrebare existențială. Știi, foarte multă lume îmi scrie, mama, Andra, ce mișto, că ai făcut aia, că ai scris carte. Băi, și pentru mine succes, că mai îmi fac așa din când în când un inventar. Faptul că dorm la prânz, faptul că mi-au vacanță, că am fost workaholică ani de zile și muream pe metereze acolo, mă așteptam, nu mi-a făcut nimeni statuie, încă mai aștept. Da, ceva pe aici, așa. Faptul că, nu știu, dacă nu-mi place, consider că nu rezonez cu modul în care un client, un potențial client operează, spun nu colaborării, adică n-am ce frică. Ce nu să faci înainte când erai la angajator? Nu, când dădeam 100 de oameni afară într-o zi și nu puteam să comentez și apoi plângeam noaptea acasă, dar nu puteam să fac de asta. Și cumva pentru mine asta înseamnă succes. Faptul că, nu știu, pot să pun pauză 2 săptămâni dacă îmi doresc, și nu e o chestiune de oh my god, o să rămân fără bani sau ceva, nu, pentru că nu e despre a face bani, e despre a trăi bine cu mine și despre a fi ok. Și atunci frica de succes pare... Deci o identifici? S-a aprins un bec? Păi ia bagă, hai, uite, ți-am dat lista. Eu am conștientizat autosabotarea asta. Am aflat, uite, primul cuvânt de autosabotare când mi-a zis o prietenă despre mama ei care a crescut în centre de deplasament. Doamna asta, la 50 de ani, primește o ofertă să fie manager. Nice! Dar ca să ia acest post, trebuie ca o lună de zile să învețe pentru acel post. Luna în care ea s-a apucat să facă curat în toată casa, a sunat rude pe care nu le suporte, pentru că în capul ei nu putea să conștientizeze cum eu, care am plecat de la casa de copii, după ce că am o familie minionată, după ce că îi reușesc mai să întrețin, să mai fiu job și manager. Adică, hai, lăsați, hai, că nu-i viața așa frumoasă, am văzut eu la televizor. Și atunci am zis să am autosabotare și mi-am dat seama că eu, de exemplu, când lansez un curs, știu că, de exemplu, am nevoie cam de o lună să-l promovez ca să fie, să ajungă pe toate mediile, nu știu ce. Dar l-am cu 2 săptămâni înainte. Uite așa. Mai știu eu pe una. Mai trag așa un pic de timp că cine vine la cursul ăsta acum? Cât să mai învățăm și noi, știi? Sau, nu știu, niște detalii mici, dar după aia pe ce le conștientizez, doar cine trece prin asta înțelege. Am făcut o prezentare super bună pe laptop, doar că mai trebuia să iau și încărcătorul la laptop după mine. Am ieșit din casă, m-am gândit un pic. Mă, sigur am pus încărcătorul ăla, că nu mai avea laptopul baterie. Dar nu m-am întors să verific. Și am ajuns acolo, îmi place străzeața la maxim. Nu era încărcătorul și de unde lucrasem eu la acel PowerPoint cu 10 pași, cu imagini, cu exemple, a trebuit să-mi aduc aminte ce am scris pe foaie, mi le-am scris așa pe foaie amărâtă, alea 10, și a ieșit bine, cumva lumea n-a știut că aveam pregătit o prezentare. Dar de ce? Pentru ca că să nu fiu eu prea bună. Îți dai seama? Da. După ce că prezentarea era bună, mai aveam și niște imagini clare, frumos aranjate. Cine știe ce contract venea peste tine și te zăpăcea Doamne de ferește, cap, nu? Emisiune la radio, la fel. Wow, să colaborez eu cu cel mai mare brand pe care nu pot să-l spun. Un foarte mare brand la care sunt eu ambasador, care practic e cel mai mare brand pe sustenabilitate în România. Să le fiu eu ambasador? N-are cum. Păi uite-te, eu cu 10.000 de urmăritori doar nu se poate. Și din contră se întâmplă și e foarte tare. Au devenit urmăritorii mai importanți decât datele din buletin. Da. Bun, hai să mai vedem câteva chestii care ne țin pe loc când trebuie să facem schimbarea. Și ai menționat-o și tu și sunt convinsă că toată lumea a pus-o pe listă dacă stați cu pixul și foaia și facem treabă împreună. Păi eu din ce trăiesc?
Pentru că de multe ori reconversia asta profesională, sau, mă rog, eu aș zice, de fapt, reinventare profesională. Acum e un cuvânt pompos, oricum l-ai spune. Da, adică momentul ăla în care îți dai seama, bă, ce fac, nu pușcă, și trebuie să schimb. Cât și uneori, ce fac, nu pușcă, poate fi și mediul de vină. Și aș vrea și aici să stăm puțin. Nu respinge un job, un rol în sine, o meserie, pentru simplu fapt că ai avut ghinionul să o practici într-un mediu nepotrivit sau sub un manager care n-a știut să te lase să faci treaba așa cum trebuia să o faci. Mai bag o fisă, sfatul meu sincer. Dar pentru partea asta de instabilitate financiară, și mi-a plăcut ce ai spus, că a durat un an până te-ai apucat de treabă, ai avut viață dublă. Cum te-ai organizat? Like, nu știu, ți-ai făcut un plan de buget financiar? Băi, știu că în momentul de față câștig 10 lei și când o să ajung acolo o să câștig 0 lei. How does it look? For the purpose of the podcast, intitul inspirational, aș zice că da, am avut un buget, dar nu, n-am avut un buget. Pur și simplu, într-adevăr, puneam niște bani deoparte, dar fără un plan, mai degrabă de acasă, de la mama, că vorba aia, nu știi, mamă, de zile negre sau de zile bune, da, nu fiecare cum funcționează. Nu, n-am avut chestia asta, dar am profitat. Și dacă ai face-o de la capăt acum? Ba, aveam ce-ai 25 de ani, diferit? Nu știu dacă, da. Okay. Aș vrea să zic că da, uite, acum, apropo de coolness, educația financiară iarăși depinde, devine un subiect așa mai cool. Dar nu, n-am, nu știu, n-am. Am avut niște economii deoparte, dar am avut un plan concret. Cu 10% sau, acum fac asta. Cumva, un sfat pe care eu îl lansez e așa, în momentul în care îți faci planul de reconversie sau reinventare sau mișcare profesională, cum vreți voi să-l numiți, încearcă să faci un studiu pe salariile de începere, pe rolul pe care îl targetezi. Să presupunem că pleci de la IT la HR, nu știu, vorbesc de bucătăria mea, da? Și nu știu, știu că pentru a intra în HR, salariile de început sunt undeva 2500-3000 de ron. Dar știu că seniorii fac 7, 8, 9000 de ron net, da? Și atunci mă uit că e o meserie cu care rezonez, e parte din mine, e și de viitor, că și astea sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în vedere. Și eu acum poate fac în IT și nu îmi place 8000. Nu știu, zic că sunt destul de mari salariile în IT, nu? Dar știu că ar trebui să fac un switch la 2500-3000. Și uneori s-ar putea să zic, bă, mai bine stau și fac asta, nu-mi place, dar măcar am stabilitate financiară. Ori, ce-i foarte important este să începi de pe acum să pui deoparte, ca să te poți susține când ești junior. Pentru că un lucru la care nimeni nu se gândește e că junior într-o meserie nu înseamnă neapărat junior 19 ani. Adică oamenii care fac reconversii și au deja o experiență s-ar putea să se adapteze pentru că ei știu să muncească. Da? Ok, nu știu munca aia, dar știu procesul de muncă. Și atunci eu văd oameni care fac reconversia în marketing, în HR, astea mi se par meseriile în care intri... face conversia cel mai ușor, că sunt foarte adaptabile. Ai skill-uri foarte multe care se mulează pe meseria asta și vezi că într-un an își dublează valoarea cu care au intrat în piață, știi? Și lucrurile astea trebuie să luate în calcul în momentul în care îți faci un plan de genul ăsta și poate n-ar strica un plic în care să știi că aia trebuie să investești în cursuri. Mă rog, portofel digital, whatever, ce folosesc oamenii. Cu mențiunea, nu vă apucați să faceți cursuri la nimereală. Mergi, ia-ți un mentor. Cine e deja șmecher? Pe ce targetezi tu? Și te duci și zici care sunt top 3 cursuri pe care le recomanzi, gratuite, și care sunt top 3 cu plată. Nu te apuci să faci de capul tău, nu cauți, pentru că o să intri într-un burnout informațional, care ce-ți face? Te pune, au avut o sabotare, da, te pune să te întorci înapoi repede. Eu informații n-am cum, nu sunt bună înapoi. Da, nu o să mă descurc. Eu aș adăuga la cursurile astea, dacă e un curs și care îți oferă la final posibilitatea să ții legătura cu oamenii de la cursul respectiv. Să ai comunitate. Oricum, acum învățatul cel mai mișto e în comunitate, nu inclusiv există. Pe partea asta, uite, că zici de salarii, tu zici așa, că uite-te cât câștigă un HR sau un IT-ist, dar uite-te unde. Da, clar. Că nu se vorbește, nu se știe, nu știu. Mai ales, uite, zic de partea mea de creator de conținut. Eu la început am avut norocul tot așa, prin cursurile astea, să cunosc 2-3 oameni pe care îi vedeam deja că au acolo ad. Și știu cât, și zic cât să cer, mă.
la rândul meu acum vin alte fetițe de 22-24, zic fetițe, că sunt mai mici ca mine. Așa. Și zic, uite, mi-a cerut brandul nu știu care să fac și eu un TikTok, cât să cer? 200 de lei? Și eu sunt, cum 200 de lei? Câte ore ți-a ție să faci chestia asta? O secundă, pentru cei care nu știu, să faci un TikTok e, pentru mine a fost egal cu, I don't know, o reconversie profesională overall. Deci, 3 ore jumate m-a ținut fimea să facem un TikTok de un minut. Da. Am crezut... Nu. Deci, ăla a fost momentul bine, în care eu m-am aricit la TikTok. Da, cei care... whatever, un video, o postare, nu contează. Și, dar pentru că ea nu avea niciun baseline, nu întrebase pe nimeni, nu știa, pentru ea 200 de lei era mai decât zero. Da, exact. Brandul la un moment dat profită un pic, că nu toate sunt corecte. Și zic, da, sigur, 200 de lei cât e? 50 de euro, practic, două cafele. Și... practic dacă auzi la mine, am mai auzit la altul, bă, asta e munca mea și trebuie să cer atâta, aș dă seama cam cât, uite, peste un an să fie mai fair play, da. Dar asta poți să o faci doar dacă te înconjori de oameni care sunt deja în domeniul respectiv sau sunt curioși de a afla. Corect. Simplu fapt că zice, uite, vezi că a apărut pe Netflix nu știu ce serial despre muncă. Ia urmărește tu chestia asta. Sau vezi, ia abonează-te la newsletterul ăsta. Eu ascultă Me, Myself and My Work. Da, chiar, vă rog frumos, ascultați Me, Myself. Ați dat subscribe? Ia că acum vin după voi. Da, foarte important. Grupul ăsta în care tu te situezi, care să-ți dea un șut în fund și care au aceleași probleme ca și tine. Că-s convinsă că toți oamenii care sunt la început de drum, zic, în creator de conținut, le e rușine să posteze în fața camerei. Au chestia asta, au o logușiță, au o vocea mea, cum au de vocea mea? Și vezi, uite, bă, nu doar eu mă tem de vocea mea, nu, toți avem un problemă cum apară tu vocea noastră, da. Și atunci treci mai departe și mai vreau să zic un lucru. Te rog. Ai, dar am vrut să te întrerup, la partea asta de sens. Am un exercițiu care a funcționat super bine pentru mine și ai zis să fim cât mai practici. Mega practici. Când auzim de misiune, lucrurile pot fi așa foarte, nu știu, abstracte. Dalai Lama asta e. Uneori căutăm formule, știu că oamenii sunt așa împotriva formulelor, bă, dar la început te ajută. Deci un exercițiu care pe mine m-a ajutat foarte mult a fost la fel într-un grup de oameni în care am încredere că mă ascultă, nu doar mă aud. Aha. Am povestit 3 întrebări fericite din viața mea. Ce drăguț! Natural, din viața ta de muncă, din viața ta de 3 întâmplări. Da, 3 întâmplări, așa. Happy memories. Am povestit o întrebare de când eram mică, exact ce spuneai tu. Clasa a patra, am terminat la domnul învățător, am susținut un discurs pentru că așa am simțit eu, nu așa. Era public speaker, nu știu ce. Un eveniment din facultate care iarăși m-a ajutat să-mi capăt încredere în mine și un eveniment recent de când fac ceea ce fac. Oamenii ascultă ceea ce tu povestești și își notează pe 2 coloane, verbe și substantive. Ce mișto! Seamănă cu exercițiul lui Simon Sinek, care e ceva foarte asemănător, așa. Pur și simplu, și tu se face o coloană așa, din toată lumea te ascultă și ce ai spus tu, ce s-a repetat în alea 3 povești? Pe care tu le-ai ales, că nu le alegi întâmplător, știi? Pui și simplu. Apoi eu m-am uitat la cele 2 coloane și am ales 3 verbe, 3 substantive și evident la final trebuie să aleg un verb și un substantiv și pentru mine a fost inspiring authenticity. Vai, ce frumos, foarte care mișto. În română iar îi sună așa. Da, bine. Da. Și după aia ultima parte este testul entuziasmului în care trainerul m-a întrebat, închide ochii și spune, uite, dacă Eli ți-aș spune că tu ai venit pe pământul ăsta ca să inspire authenticity, cum se simte? Și am stat așa o secundă și am zis, uite, știi, cred că așa un 9 din 10, pentru că mi-e frică, cumva simt că e o presiune prea mare să fiu inspirațională tot timpul. Și el a zâmbit așa pe sumul stăți și mi-a zis că tocmai asta nu infirmă, ci tocmai sublinează că asta ești It's autentică. The right thing. Pentru că asta ar zice un om autentic, bă, mie mi-e frică uneori să fiu tot timpul autentică, știi că e presiunea ta de mare. Și atunci tot ceea ce fac, că îi spun training, că îi spun creare de conținut, nu contează, mă întorc la asta. Mă, inspir, mă, sunt autentică, ok, bine, atunci nu mai îmi pasă atât de mult, aolo, câte vizualizări face, aolo, dar cum, o să impresionez pe Andra sau nu o să impresionez pe Andra? Mama lor de Vanity eu Matrix. Sunt, bă, inspir, fac tot ce ține de mine ca eu să pot să inspir, să fiu autentică. Deci ne parcăm seara pe pernă relaxate, exact. Cu inima împăcată. Și asta e un exercițiu care m-a ajutat foarte concret așa, să reduc toate lucrurile la treaba asta. Și poate un exercițiu pe care îl pot face și oamenii, încă un pas pentru a se autocunoaște. Și dacă n-ai audiență în momentul ăsta, scrie poveștile și dă, nu știu, soțului, soției, partenerului de viață să-ți caute verbele și substantivele pe acolo. Să vezi care sunt cuvintele pe care tu instinctiv, că
se povestește așa natural, că dacă îți imaginezi că stă o cameră aici asupra ta, o să zici acesta, nu ăsta, sau a, da. Să fie așa. Și nu mai e natural, pur și simplu închide ochii trei amintiri pe care, nu știu, poți să le iei efectiv cronologic, când erai mică, când erai la facultate și când ai fost adult. Sau... Adolescent și adult, super, foarte fain exercițiu, sper să-l facă cât mai multe lume. Ne îndreptăm așa ușor cu pași repezi de final. Dacă nu, cumva toată lumea s-a apucat deja de făcut plan de carieră și nu ne mai ascultă, sunt foarte ocupați acum. Dar aș vrea să, în continuare, practici, îmi tot stă chestia asta în cap. Bă, dacă omul ne dă o oră din viața lui, apoi trebuie să fie cel mai bun timp investit pe ziua respectivă, știi? Și aș vrea să plece lumea din întâlnirea noastră cu niște tips and tricks. Nu știu, eu mi-am notat, spre exemplu, 3 chestii super specifice, dar prima dată te las pe tine. Hai să vedem ce tips and tricks ai tu pentru, nu uităm întrebarea, când știi că e momentul să jump overboard? Ok, asta sună cam fatidic. Hai să mă gândesc. Eu aș porni unul de la autocunoaștere. Mm-hmm. La a vedea cum ești tu pe bune și dacă te sperie acest moment în care trebuie să vorbești despre tine, că nu-mi place, pune pe prietenii tăi. Vezi ce ar spune cel mai bun prieten despre tine, care lucru pentru care prietenii tăi vin cel mai des la tine și ți-e ușor, dar lor nu chiar. Nu știu, în zona asta, dar nu... nu îi lăsa pe ei să ia decizia, ca să nu cădem în ce o să zică lumea. Ce ar face X acum? Nu. Care sunt aturile pe care ceilalți le văd în mine? Apoi, a doua, nu-ți da demisia din frustrare. Găsește-ți înainte un plan, să zic așa, cât se poate de pragmatic, adică lasă emoțiile să iasă, că nu mai suport, că nu-mi place programul, că mă simt prost aici, nu vreau să fiu ca managerul meu și așa mai departe, poți să pui fricile astea pe foaie, dar în același timp pune și ceva foarte tehnic lângă, bun, vreau să învăț să fac cu... să pictez, bine, mă duc la un curs de pictură. Care sunt acțiunile concrete pe care le faci? Cu ce, mai să mă înconjor de oameni care sunt buni sau la început sau același nivel ca și mine, ca să nu-mi pierd motivația. Și al treilea lucru, cred că ar fi să nu uităm că nu e totul despre muncă. Amin. Și asta o spun cu voce tare ca să mă aud pe mine. Așa. Pentru că cine a spus că dacă descoperi cu adevărat la ce ești bun, nu o să muncești nicio dată în viață. N-a spus și că dacă descoperi într-adevăr, nu mai te poți opri, pentru că îți place super mult. Și aici, vai de capul meu, dacă n-ar fi prietenul meu care să mă scoată unul, efectiv mi-a aruncat telefonul, înțelegi? Și ce înseamnă? Mi-a aruncat telefonul, zice 9 atunci seara. Atunci o să fie happy că ți-am luat telefonul o oră și ceva. Deja, la 9 seara, eu sunt la 9, e riciu, lasă-mă, da, pot să postez și să pleci, sau pot să programez postarea, sau nu trebuie surpriză. Fiecare zi să stai la 9. Lasă riciu! Am prietenele mele care mă scot din tot asta și zic, gata, astăzi aruncăm telefonul, eu stai acolo, hai să fac un story, să filmez cum se distrează, zice, lasă-l încolo, uită de tot. Și dacă n-ar fi oamenii ăștia care să mă tragă de mânecă. Ai uitat cum mai e și o limită. Deci uneori. Eu aș munci non-stop. I feel you. Îmi place super mult direcția în care ai dus sfaturile, pentru că mi se pare că vin în completare. Deci numai bine se... Da. Eu zic așa. În primul rând trebuie să ai o viziune de viață. Bă, dacă, nu știu, nu ne mai vedem, mai vezi un podcast, deși eu sper să nu fie caz, peste 40 de ani și întreb... Ce ai făcut, dragul meu, draga mea, cu tot timpul ăsta între timp? Ce spui? Ce ai vrea să povestești despre viața ta? Cum ai trăit? Și ăla trebuie să fie far. Cum vreau eu să mă simt prin viața mea? Ce vreau să caut prin ea? Și de aici plecând, urmând toate sfaturile date de el, eu mai adaug 3. 1. Caută ajutor profesionist. Chiar azi vorbeam cu o tipă contabilă care își caută job și mă întreba și cum să-mi fac CV-ul și unde să postez. Și zic, bă, da, dacă eu te-aș suna că aș avea nevoie de contabilă, în loc să te apuci să-mi faci treaba, m-ai învăța cum să fac un bilanț, lasă un profesionist să facă ce are de făcut. Există consilieri de carieră, există specialiști pe cum să-ți faci CV-ul. N-ai bani de ei? Nu o problemă, dacă stai la mine, cel puțin pe conturile mele, ai sfaturi gratuite de nu trebuie să mă plătești în viața ta. Eli, sunt convinsă că dacă stai pe conturile ei, înțelegi ce înseamnă public speaking. Există oameni care fac CV-uri, dau o grămadă de tips and tricks for free. Deci, du-te și găsește undeva ajutor profesionist, nu încerca să reinventezi roata.
într-un proces de ăsta de reinventare profesională, fie că înseamnă asta doar să schimbi o companie, că cea în care ești acum e toxică, nu-ți face bine, că vrei să schimbi domeniul de tot sau pur și simplu nu mai rezonezi cu managerul, ai nevoie de ajutor specializat. Dar vezi, ne e cam frică să cerem ajutor. Asta e unul. Doi, fă-ți planul ăla de carieră. Pune pe hârtie care sunt milestone-urile. Bă, în 5 ani, grosomodo, dar nu fă din el un abuzator. Mamă, la Excel, astăzi, pe 12-a, 4-a, trebuia să fiu manager. Ah, nu sunt la naiba. Nu. Fă-ți un plan orientativ, să știi cam care e direcția și să poți să n-o dai stânga-dreapta. Și foarte, foarte, ăsta e cel mai important, deci dintre toate. Construiește-ți sisteme de susținere. Mergi la soție, la soț, la mama, la tata, explică prin ce o să treci, spune-le prietenilor, pentru că e foarte greu când te simți singur. E super aiurea să crezi că numai tu ești pe lumea asta și numai tu te chinui și găsește-ți comunități din care să faci parte, lasă-te susținut de cei din jur și fii foarte transparent, inclusiv la actualul loc de muncă. Bă, vă zic foarte sincer, eu într-un an sunt out of here. Cât sunt aici, 100% sunt responsabil, vă dau ce am promis, dar vreau să știți că într-un an de zile, mic drop. Astea sunt sfaturile mele. Eli, pe final, așa, ceva inspirațional. Aș fi vrut tare mult să vorbim de voluntariat, dar sunt convinsă că mai e un episod pentru asta. Ceva așa, să meargă la suflet. Concluzia mea din tot ce am vorbit aici este că nu ești singur. Amin. Că sunt o groază de alți oameni nefericiți cu cât câștigă, cu locul în care sunt, dar nu vorbim despre asta. Nu vorbim, Doamne ferește, putem să vorbim despre cine s-a mai despărțit de cine, ce episod a mai apărut pe nu știu unde. Dar dacă ce ne-ați auzit astăzi vorbind vă face doar să deschideți subiectul la următoarea cafea cu prietenii, să zici, bă, am auzit două colegi nebune care vorbeau acolo așa la două microfoane. Și ce zici? Dacă de mâine n-aș mai face asta și aș face... puncte, puncte. Aici depinde de voi. Deschideți conversația. Hai să muncim sănătos, setați-vă standardele de muncă, vedeți în ce direcție vreți să meargă cariera voastră, atenție, corelat cu viziunea de viață. Și cred că primul pas e cel mai important. Și evident, ăla e subscribe la Me, Myself and My Work ca să primiți cele mai relevante sfaturi pentru cariera voastră. Acum. Vă îmbrățișăm! Zooniverse Podcasts.